În plină iarnă, chiar dacă una blândă, s-au scumpit toate sursele de încălzire, cel mai mult gazele, dar și energie electrică și termică. În București, scumpirile le-au resimțit mai acut cei care folosesc gazele pentru încălzirea locuințelor. Cei care utilizează centrala termică de apartament au două consumuri, energie electrică și gaz. Acestea scumpindu-se cu 7 până la 9-10%, consumurile au fost aceleași, dar facturile au venit cu până la 10% mai mari. Apartamentul lui Costică Dinu e racordat la rețeaua de termoficare a Bucureștiului, astfel încât a simțit mai puțin efectele scumpirii gazelor. Chiar și așa, aproape jumătate din pensie se duce acum pe facturi și taxe către stat, iar restul pe mâncare și medicamente. Economie nu poți face la frigider sau la mașina de spălat. Și contualul se învârte și trebuie să plătim. Dintre alimente, în ianuarie s-au scumpit cel mai mult fructele și legumele, multe importate la un curs euro-leu în creștere. S-au scumpit însă luna trecută și carnea de vită, brânza și untul. În schimb, ouăle s-au ieftinit după creșterile spectaculoase de la finalul anului trecut. Dacă astăzi vă uitați la câți bani câștigați efectiv și câți bani vă rămân după ce terminați de plătit toate datoriile, o să vedeți că de fapt câștigați mai puțin. Probabil că va urma o perioadă în care oamenii vor deveni mai cumpătați. Deocamdată, consumul a impulsionat deopotrivă inflația, care a urcat la cel mai înalt nivel din ultimii 5 ani, dar și creșterea economică, de 7% de anul trecut, un record din 2008 încoace. Pus în fața noilor date, ministrul finanțelor a spus că va discuta subiectul cu reprezentanții BNR. Sunt și factori interni și factori externi. Sunt, poate, nu știu, chestiuni unele justificate, unele mai puțin justificate. De la chestiuni pe care, să spunem, le reclamează Banca Națională și până la chestiuni pe care, să spunem, le reclamăm noi vis-a-vis de Banca Națională. Prognoza Băncii Naționale arată o rată anuală a inflației în creștere și în următoarele luni, până la un maxim de 5% până la Paște, urmată de o temperare a scumpirilor în a doua jumătate a anului.